Astăzi o să pregătesc un pește la cuptor, la sare. Am pregătit aici peștele. Peștele ăsta se cheamă cerne, de aici este din Atlantic. Și am pus o puțină sare, un pat de sare dedesubt de pește. Și acum o să-l acopăr frumos cu restul. Cuptorul trebuie încălzit cam la 200 de grade, măcar 15 minute înainte. Am uitat să vă spun că sarea am cumpărat-o de la Mercadona, deci din Spania, și este sare specială pentru așa să folosești pește la sare sau pui la sare, pentru că este așa puțin umedă. L-am îmbrăcat așa în sare să nu rămână nicio părticică. M-a apăsat așa ușor cu mâna să rămână. V-am spus că sarea asta e un pic umedă. Este sare de mare. Și acum îi dăm drumul la cuptor o jumătate de oră. Cam atât are nevoie. Stai acolo cu minte jumătate de oră să vedem ce bună să ieși tu. Așa arată după jumătate de oră. Asta zicea ciocăceam acolo că miroase așa bine. Să vedem, e bun oare? Ciaciu, ce e acolo? Ce e muntele ăla de sare? Păstrăvul. E păstrăvul? Oare? Nu, dă-i mai tare, că nu. Dă-i mai tare. Ciaciu, că nu cânti la pian aici. La... Sí, muzica. Ce faci de compozitor? Hai, deschide odată! Hai, deschide! Și ce ți-ai pus ăla în cap? Ce vrei să faci acolo? Karate Kid. Karate? Karate? Hai, desfă odată de acolo, că ne apucă toamna! Hai, Ciaciu! Hai, lasă! Încet, încet că strici acolo, Heredia! Astra. Ce e acolo? Ia să zic. Ori e făcut? Stai așa, stai să... No, nu-i făcut ceace încă. Mai trebuie o țără. L-am lăsat încă o jumătate de oră bună, cam o oră și ceva. Ia să vedem. O, sarea asta e super umedă și de aia. Acum, da, să vedem. E făcut. Nici nu pot să lași mult, că se usucă. Uitați. E și perfect, nu? Este uscat. E super arată. Bunătatea de pe lume. Nu-i dau lui Ciaciu nimic. Nu-ți dau nimic, că ție. Eu îl mănânc tot. Tu amiroși.